Bună ziua! După un an de pauză, circa 1500 de militari și specialiști din Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Administrația Națională a Penitenciarelor au defilat în Piața Arcului de Triumf cu aproximativ 100 de mijloace tehnice. Anul acesta au participat în premieră transportatoarele blindate Piranha 5 și formații cu sisteme de rachete, HIMAR și Patriot. Festivitatea a început la ora 11 cu intonarea imnului și executarea 21 de salve de tun. Ori niciodată roiește-ți alta soartă, la care să se închide și grozii tăi dușmani, și grozii tăi dușmani. Președintele Klaus Iohannis a depus apoi o coroană de flori în memoria eroilor români care au murit pe câmpurile de luptă, precum și pentru victimele COVID-19. De asemenea, a fost ținut un moment de reculegere. Defilarea a avut loc pe șoseaua Chiselev, pe segmentul cuprins între Piața Presei Libere și Piața Victoriei. Jandarmeria Capitalei a asigurat măsurile de ordine publică cu respectarea strictă a cadrului legal în vigoare privind prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Totodată, în zona Arcului de Triumf a fost plasată o expoziție de tehnică militară aparținând Ministerului Apărării Naționale și Ministerului Afacerilor Interne. Începând cu anul 1990, în prima zi de iarnă este sărbătorită Ziua Națională a României, în contextul în care la 1 decembrie 1918, Adunarea Națională de la Alba Iulia adopta rezoluția Unirii Transilvaniei, Banatului Crișanei și Maramureșului cu România. Asta după ce la 27 martie 1918, Basarabia se unise cu patria mamă. Marea Unire a îmbinat poporul în spirit, valori, cultură și limbă sub același steag. De atunci, în fiecare an, atât în București, cât și în majoritatea orașelor din întreaga țară, au loc parade militare, iar românii din diverse regiuni ale țării îmbracă cu mândrie costumele tradiționale.